Secția actorie, Nina din Pescărușul de Cehov, Laura. De ce-mi spui? De ce-mi spui că ai sărutat pământul pe care am călcat? Mai bine m-ai fi omorât. Sunt atât de obosită, atât de obosită. Dacă aș putea să mă odihnesc, sunt în Pescăruș. Nu, nu e asta. Eu sunt actriță, da. Și el e aici. Nu face nimic. El nu credea în teatru. Râdea de visurile mele. Și încetul cu încetul am încetat să mai cred și eu. Și mi-am pierdut curajul. Acum nu mai sunt la fel. Nu știam ce să fac cu mâinile. Cum să stau pe scenă. Acum sunt actriță adevărată, da. Joc cu plăcere, cu entuziasm. Înainte nu eram stăpână pe vocea mea. Sunt actriță. Și de când sunt aici, am mers mult. Și tot umblând, m-am gândit și am simțit cum cu fiecare clipă ce trece, cresc puterile sufletului meu. Acum știu. Înțeleg că ceea ce facem noi, oricam juca pe scenă, oricam scrie, principalul nu e gloria, nu e strălucirea, nu e ceea ce visam eu, ci puterea noastră de a îndura, să știi să-ți porți crucea și să-ți păstrezi credința. Sunt un pescăruș. Nu, nu e asta. Ți-aduce aminte că ai împușcat odată un pescăruș. Un om a venit din întâmplare și l-a nimicit. Iată un subiect pentru o scurtă povestire. E târziu. Abia mă mai țin picioarele. Te rog. Mi-e foame. Sunt istovită. Când voi fi actriță mare, vino să mă vezi. Îmi făgăduiești? Plec acum. Rămâi cu bine. Ți-aduce aminte? Oamenii, lei, cocori, toate viețuitoarele s-au stins după ce și-au încheiat tristul cerc al vieților. Plec. Rămâi cu bine. Rămâi cu bine. Aplauze pentru Laura.